discuție în care el se plângea, știi că azi am strâns banii la stadion, 81 de milioane și 40 de lei, trebuia să-i dau lui Văncică, Văncică este personajul din asociat cu Lumea Interlopă, 105 milioane, i-am dat banii și eu mâine dimineață nu am bani să-i duc la teren. Poți să ne spui despre ce bani era vorba, să strângă banii la stadion? Acum, asta a fost varianta lui în, sigur, în acel moment. Sigur, ce ți-a spus el, dar, da, evident, evident. Era vorba de niște prime pe care el le strânsese în perioada în care el era capitan. Așa. Strânsese niște prime, pentru că sunt niște prime care ei mai dau din puținul ăla de prime, mai dau celorlalți magazioneri sau okay. Ce am înțeles. Deci practic jucătorii puneau un fond de bani pe care dădeau angajaților clubului care n-au niște salarii foarte mari. Bun. Exact, da, okay. Care nu au niște salarii foarte mari. Bun, și atunci el a strâns bănuții ăștia și mi-ar fi spus că are anumite datorii către această persoană care nu știu cine este și habar n-am, nu știu, n-am okay. auzit decât din mediul online, dar nu știu okay. cine e efectiv. Okay. Într-un final, din câte am înțeles, bineînțeles, eu acești bani a trebuit să-l ajut, pentru că vă dați seama, ieșea un scandal monstru la club dacă el nu dădea acești bani a doua zi de dimineață. Da. Într-un final, după ce eu am venit în România, prin intermediul unui prieten comun, am aflat că acești bani nu existau, nu trebuiau dați către această persoană. Asta a fost efectiv o invenție de-a lui, okay. iar acești bani au fost jucați la casino. Deci tu practic i-ai dat banii ăștia crezând că băiatul are o problemă în club imensă, iar el banii i-a jucat. Nu. El dacă nu punea acești bani, okay. acești bani, sigur, el avea sigur. Da, dar el avea o problemă, ok, bun, înțeleg. Hai să ne mai arătăm o dată continuarea mesajelor oameni aici. Hai să vedem, că vine mâine la 10, deci el îți creează o imagine groaznică aici. M-a sunat, mă amenință, m-au sunat doi de pe două numere, că mâine la ora 10 sunt la mine la teren. Hai să dăm mai departe. Tremur tot zice, acum dacă îmi dai bloc cumva, îți spunea că tu ești ultima lui speranță, din ce îmi dau eu seama. De frică am făcut asta, mâine banii pentru ea, m-am tot gândit să iau cu dobândă. N-am putut să-ți spun, tu îi spui de ce nu vorbești cu mine și am zis că nu mai fac, dar asta nu am făcut. Plâng și tremur, crede-mă, nu mai pot. Și apoi vine, și o să vedem imediat, am zis să-ți zic tot. Ok, de ce ai luat bani și de la ăia, îi spui tu. Dar asta a fost ultima, eu trebuie să-i strâng și iată, această imagine care practic întărește faptul că el era într-o situație foarte dificilă. Îți trimit o poză, se fotografiază când plânge și îți trimit o poză. Ce ai simțit când ai văzut poza asta? A fost foarte greu pentru mine, pentru că am simțit o dezamăgire de foarte mare, pentru că în urma tuturor acestor discuții au fost niște lupte enorme cu el, în sensul că am încercat să iasă din aceste vicii. Și tocmai de aceea am fost foarte dezamăgită și el de aceea repeta că să vorbesc cu el și să discut cu el ca să nu ne despărțim, pentru că știa că a greșit foarte mult față de mine, ținând cont de faptul că în urma acestor probleme pe care el iarăși le crease, am avut atâtea promisiuni prin care el promitea că într-adevăr o să se oprească și că va face ceva bun cu viața lui.